Vreau să vă spun că există câteva mituri ale iubirii în care, dacă o să credeți, s-ar putea să ajungeți la suferință. Și vreau să le demontez, pentru că țin la voi, dacă tot mă urmăriți, mi-ar părea rău să luați de bune aceste mituri. Unul dintre ele este iubirea învinge tot. Ia gândiți-vă puțin, dacă aveți un partener, o parteneră care nu are drag de muncă. Pur și simplu, de mai bine de un an de zile, contează pe banii pe care îi aveți și nu vrea să se ducă la muncă. Și tu începi să te gândești, lasă că dacă eu mai pun ceva iubire acolo în plus, am să-l conving, am să-l conving să facă ceva totuși pentru casa noastră, să aducă un venit măcar cât de mic acolo. Foarte urât e când bărbatul nu vrea să se ducă la muncă, pentru că dacă stau să mă gândesc, pe vremuri, pe vremea bunicii, bărbatul era capul de familie și el întreținea toată familia pe banii lui. Dar astăzi, nici măcar să se ducă la muncă, soția lui are deja un venit, mi se pare dezastruos. Apoi gândește-te cum ar fi dacă iubirea învinge tot și el folosește banii voștri din familie, cum i-a spus acolo fiecare contribuția lui, el se duce și joacă la jocuri de noroc. Și ai o discuție serioasă cu el și ai și mâine altă discuție serioasă și tot degeaba. Gândul că iubirea învinge tot te face să rămâi în continuare acolo. Apoi când îl vezi în patrulabe, că na, are darul băuturii și când se îmbată îți mai trage și niște înjurături. Și tu zici, nu, iubirea o să învingă până la urmă, o să vadă cât îl iubesc și o să renunțe la băutură. E grea patima asta, te rog să mă crezi. Am văzut mulți dintre clienții mei doborâți de așa ceva dacă ei nu sunt convinși că trebuie să ducă la dezalcoolizare, că trebuie să facă ceva cu sănătatea lor. E foarte greu. Nu te oferi să salvezi pe nimeni pentru că s-ar putea să ajungi exact unde am zis la început, la nefericire. Așa că iubirea nu învinge tot. Hai, gândește-te.